În Liga Națională de Basket Feminin, CSM Târgoviște s-a remarcat de multe ori prin victoriile adjudecate cu scoruri demențiale. În etapa a 6-a acestui campionat, campioana basketului românesc a reușit să facă din nou spectacol. De această dată, victima a fost Modesta Rapid București. Formația antrenată de Dan Fleșeriu a pus stăpânire pe terenul din sala Rapid. Primul sfert a fost adjudecat cu 28-8, iar demonstrația de forță a continuat și în cel de-al doilea, trecut în cont cu 23-14. Punctul culminant însă a fost în ultimele două sferturi, când trupa lui Dan Militaru a înghețat practic pe teren, iar CSM Târgoviște și-a continuat recitalul cu 28-0 și 25-0, scor final 102-44. În urma acestor rezultate, Rapid București rămâne în continuare în partea întunecată a clasamentului, pe locul 11 cu 8 puncte în cont, iar CSM Târgoviște se apropie și mai mult de scaunul de lider, situându-se pe locul secund cu 11 puncte acumulate, la doar un punct în spatele rivalei sale, Goldiș Icimarad. Meciul din Giulești a înregistrat niște recorduri în materie, pentru că în ultimii ani, aș putea să spun în ultimii 10-15 ani, nu s-a mai întâmplat ca o echipă să câștige de asemenea manieră două sferturi din cele patru. Eu cel puțin nu mi-aduc aminte când s-a întâmplat vreodată într-un meci de divizia, repet, ca una dintre combatante să nu marcheze nici măcar un punct pe parcursul a două sferturi. Iată rezultatele complete înregistrate în etapa a 6-a. Săptămâna aceasta, CSM Târgoviște va continua cursa competițională, bifând sâmbătă 25 octombrie și etapa a 7-a. Elevele lui Dan Fleșeriu vor strânge rândurile din nou pentru a merge în Târgu Mureș, unde va disputa duelul în compania ocupantei locului 7, CSM Nova Vita Târgu Mureș. Echipa din Târgu Mureș s-a schimbat în bine față de sezonul trecut, când ocupa ultimele poziții din clasament. Acum Târgu Mureș a investit ceva în jucătoare, a adus câteva basketbaliste importante și cu siguranță nu va fi un meci ușor, însă ca și în partida cu Rapid, Târgoviște este favorită și trebuie să profite de asta, trebuie să câștige meciul ăsta, pentru că de acum încolo nu ne mai permitem pași greșiți, chiar dacă suntem încă în sezonul regulat. Iată programul schițat în etapa a 7-a.